Salutare, dragi prieteni, numele meu este Gamer Mortar. Și bine v-am găsit la o serie. În ce costă seria aceasta? Aceasta este o serie de Plants vs. Zombies. Lăsați-mă să verific. Ok. Ok, deci aceasta este o serie de Plants vs. Zombies. Ce este cu acest joc? Păi, din nume, cred că vă dați seama, sunt plante vs. zombies. Și sunteți un om care, și vi se dă un număr de plante. Știți ce? Haideți, o să vă mai explic pe parcursul gameplay-ului. Ok. Deci, este făcut de PopCap. Și da, cam așa este Plants vs. Zombies. Adică, ce face acest joc? Ce faceți în acest joc? Plantați plante. Și vin acești zombi să vă atace. Și voi trebuie să vă apărați clasa plantând diferite plante. Cum puteți vedea aici avem fasole. Da? Aruncă cu bobe de fasole. Și cam asta e tot ce trebuie să faceți în acest joc. După cum puteți vedea, începe wave-ul, vine un zombi și trebuie să ne protejăm casa plantând cum le zice, plante. Da. Și o să vedeți pe măsură ce avansăm, o să devină din ce în ce mai greu, obvious. Și putem debloca plante. Da, deblocăm plante. Putem să ne facem și o grădină. Iar la cine este bună acea grădină, putem să vindem plante și câștigăm bani, iar cu banii putem să ne cumpărăm upgrade-uri pentru plante și plante noi. De exemplu, putem să cumpărăm un tip de floarea solului cu 3 capete, care ne dă triplu decât această floare normală. Da, și cam asta e scopul jocului, trebuie să ne apărăm casa. Lăsați-mă un pic să dau sonorul mai încet. Oh, mai bine. Bubuia urechile. Ce? Ce-a făcut? Așa, trebuie să se audă sunețelul ăla de la... Și ce o să vă explic pe parcurs ce face fiecare plantă. Acum, deci prima plantă, v-am spus ce face, pișutărul, shooter, trage cu bobe de fasole, da? Floarea soarelui ne dă soare în plus, adică nu doar cel care îl primim din cer, doamne, amin, primim și soare bonus de la aceste plante. Da. Și acești zombi normali mor destul de repede, n-au foarte, foarte multă viață. Și vom face o serie cu acest joc. Asta dacă vreți. Mie îmi place destul de mult. Și e destul de interesant. Știu că e cam vechi, dar mie îmi place foarte mult și vreau să vă arăt și vouă ce șmuie joc. Adică, sincer, acum, cred că n-ați vrea doar Team Fortress 2, sincer, acum. Și nu, n-o să fac o serie cu Slenderman. Sau n-o să fac în niciun caz mai multe episoade, pentru că, pe bune, acum, vreți să fac infarct sau ce? Țăiac. Elena s-a așteptat atât, adică sincer. A, uite frate, cât sori ce îi facem noi. Așa. Stați. Da. Cherry bombă.
face acest cherry bomb. Când o plantăm undeva, nu contează locul unde o plantăm, oriunde, de exemplu să zicem că o plantăm aici, pe o rază de 3 pătrățele sau 2, mi se pare că 2, distruge tot. Adică e ca o bombă, pe o rază de 2 pătrățele sau 3, nu mai știu exact, va distruge absolut tot. Face explozii, face bum bum. Da. Hai mai dați-mi un soare să-mi pun pi shooter-ul acela. Pi. Da, Bracer. Sunt un joc folointe. Și cu, dacă vă întrebați de ce plantez foarte multe floarea soarelui, este pentru că după, e și normal, știți vorba aceea, unde smulți puterea crește, așa și aici, cu cât plantăm mai multe floarea soarelui, plante de floarea soarelui, cu atât o să avem mai multe vreau să zic mai mulți sori, dar na, cam asta ar fi expresia, avem mai mulți sori. Da. Wow. Hai că e ușor pentru început. Așa, zombii aceștia cu o pică aia în cap, așa le spun eu, dați-mă în judecată, au mai multă viață și cu un singur aruncător de mazăre, să-l spunem așa, e mai greu să-l dobor, se doboră foarte greu și e riscul de a pierde. Ia, hai să testăm teoria mea. Eu zic că e pe 3. Ne vedem. Da, am avut dreptate. Pe 3. Da. Și când o să deblocăm și zona aceasta, adică mi se pare că după, imediat pe nivelul acesta o să deblocăm. Mi se pare că o să mai relaxați. Nu știu. Cred că e doar 3, adică și așa e un spațiu destul de mare. Sincer acum. Da, și se încarcă foarte greu. Ia să vedem. Mi se pare că deblocăm lopata acum, la levelul acesta. Nu, deblocăm walnut-ul. Înseamnă că la următorul level deblocăm lopata. Da, walnut. Ce face acest walnut? Îl punem în fața unui zombie și plantele au o viață foarte mică. Acest walnut este exact un scut. Mă scuzați, o secundă. Ok. Așa, îmi cer scuze. Stimul vieții. Așa, ziaristă nostru. Îmi cer scuze. Trebuie să mă pun de acum încolo pe offline. Vă rog frumos, ignorați bipurile. Stați, mă scuzați, again. Gata. Așa, haideți să vă arăt și ce face acest walnut imediat. Deci, după cum puteți vedea, lista încărcat pe tot și o să-l punem în față aici și când zombiul va ajunge la el o să-l mănânce. Însă, foarte greu, se digeră greu, le dă arsuri. Mă refer că plantele normale au o viață foarte mică și acest walnut are o viață destul de grasă și da,
Ferrar. Am pus doar un rând de ele. Asta e. Se mai întâmplă. Să punem aici. Hai, facem repede de doi. Facem repede rost de un soare. Mulțumesc. Mai trebuie să mai punem aici. Spun și un walnut. Bine că am pus. Deci cu walnut-ul și puteți distruge un singură chestiuță de asta, zombalău din asta cu pălărie. pentru că se distruge foarte greu walnut-ul. Da. Îl punem aici. Da, și destul de fain jocul acesta, este gratis. Hai să mai colectăm sori. Fac. Uite așa, mă. Uite, acum mi-e poftă de mazăre, mă. Cum? Cum să fiu așa de pofticios? Să mai pun aici, că avem doar un aruncător de mazăre. Pardon. Mâna e foarte tare sonoră, sper că mă auziți. Alo? Mă aude cineva? Vasilică? Și jocul e chiar ok, ocupă foarte puțin și merge foarte bine, adică mie merge în 60 de frame-uri constant. Zombie apocalips. Oh, a venit un... știi ce? Exact. Deci. Da, lopățica. Am găsit lopata. Ce face această lopată? Napoi nu vă spun eu tot. Da, acesta este Crazy Dave. Greetings, neighbor. Da, the name is Crazy Dave. Da, îl cheamă Crazy Dave și putem să-l numim Crazy Dave dacă vrem. Da, e foarte fain. Cum se zice el așa. Oh. Da, because I'm crazy. Ok, urăsc bowling-ul. Asta văd și-o, mă. Deci foarte greu. Nu-mi place deloc. Oh, nu, asta o să păstrez. Satul jos. E rar. Ai, mă, ce l-a ratat. Cum? Hai să... Dă-mi, uite aici, la grămadă. Pâng! Oh my god, am început să joc mai bine bowling. Nu știu eu cel mai bun la bowling, urăsc bowling-ul. Îl urăsc, n-am jucat niciodată, dar nu sunt fan. Oh my god, 3. Ce fain e, mă. Nu vreau lopățica, las-o în pace. Aaa, mamă. Zombie apocalypse. Take that, motherfucker. Take
Ca explozivă cu piper. De ce explozivă? Păi are piper. De-aia vă spun eu de asta. Potato mine. Item destul de bun. Îl plantăm și o să vă arăt eu ce face. Elena îți va explica atâta. Dar. Aici încheiem acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share, comment și subscribe. Și ne vedem data viitoare. Până atunci, numai bine. Vă salut!